e bine să știm ce e cu HPV-ul și ce face el. Păi HPV-ul ăsta este un virus care a apărut pe pământ cu mult înaintea apariției omului pe pământ, deci e mult mai vechi decât omul, și mai mult decât atâta s-a văzut că până la vârsta de 50 de ani, 80% dintre femei au trecut prin infecția cu HPV. 80% dintre femei. Nu 10%, nu 20%, nu 50%, ci 80%, aș putea spune majoritatea. În acest context, evident că este un virus care poate să lase și urme, iar acea urmă se cheamă cancio de Mai mult decât data, la 60 de luni de la primul contact sexual, circa 60 până la 67% dintre adolescente au infecție cu HPV. Păi o să spuneți, păi cum, că dacă e la primul, păi da, da, dânsul, la al câtele Și de obicei dăm vina pe bărbați total greșit. Pentru că, mă rog, există o minoritate de bărbați care o treabă cu bărbați. Dar majoritatea bărbaților o treabă cu femei. Deci iată că în această placă turnantă în care nu știm pe cine, pe cine dă vina, da? apare dânsul cu obiectul și ați auzit că se cheamă acum Cocoșel, am văzut-o la televizor, da? și dă cu el în populație. Dând cu el în populație, ce are în capul la Cocoșel? Păi uneori are HPV-ul putem să stăm cu mâinile încrucișate și să spunem, păi frate, ei și dacă are ce? Nu? Nu avem voie să facem acest lucru pentru că noi știm în momentul de față și Liana spunea foarte bine, anul trecut s-a dat primul Nobel pentru această descoperire că HPV-ul este în corelație directă cu apariția cancerului de coterin. A face acest lucru și a lăsa deoparte această problemă înseamnă că avem o problemă cu capul și e bine să ne căutăm la psihiatru, la psiholog, și din când în când și la ginecolog. Vi se spunea că în fiecare an lume aproximativ 500.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de coloterin. Da, este o realitate. Sunt date statistice. România a fost viciată de date statistice. În momentul în care ne-am apucat să scriem acest program de vaccinare, am adunat cu greu datele. Dar am văzut că circa 6.000 de femei pe an sunt cu cancer de coloterin, iar aceste 6.000 de femei pe an, tinere între 25 și 40 de ani, costă sistemul sanitar peste 60 de milioane de euro. E mult, e puțin, sunt bani pe care investim în sănătatea acestor femei, iar rezultatul acestei investiții este... Și atunci, dacă tot batem trâmbița tot timpul, domne, vrem prevenție, vrem prevenție, vrem prevenție, ministerul nu face, ministerul nu drege programe de prevenție, n-ar trebui să aplaudăm un astfel de program și să nu ne punem foarte multe probleme, pentru că în momentul când se lasează un program, pot să vă spun că în spate are o documentație foarte solidă, care să argumenteze pe baze științifice, asta se cheamă evidence-based medicine, adică medicină bazată pe dovezi. Pentru că altfel nu se uită nici neaba la tine. Iar când te duci la finanțe să obții finanțare, primești un flit, de nu se poate. Pentru orice. Iar când e vorba de sistemul sanitar, cu siguranță flitul e și mai mare. La fiecare două minute în lume, o femeie moare datorită acestui cancer de coloterin. În fiecare an, vedeți câte femei sunt estimate, 270.000 de femei care înceta deci prin, din cauza acestei boli. Și ca atare... Cancerul de coloterin e undeva pe primul loc. Fără o îmbunătățire considerabilă a profilaxiei cancerului de coloterin și o scădere a incidenței acestei boli până în 2050, circa un milion de noi cazuri vor fi diagnosticate în fiecare an. Ori, această afirmație a stat la baza Organizației Mondiale a Sănătății și respectiv a Purului EMEA și a CDC-ului să comunice o politică comună la nivel planetar. La nivel planetar și o să vă arăt despre aceste lucruri. Spuneam că până la 50 de ani 80% din femei trec prin infecția cu HPV, da, este o realitate și avem indicații bibliografice cât se poate declare, dumneavoastră le puteți vedea în subsol. Partea proastă este că aceste infecții cu HPV sunt asimptomatice. Nu înțeapă, nu dor, nu sângerează, iar când ajung să facă aceste lucruri, vorbim de cancer invadant. Trebuie să așteptăm chestia asta? Părerea mea este că ar fi o greșeală pentru copiii noștri. Iată cum arată acest frumos virus. Este un virus cât se poate de drăgălaș și de buclucaș, aș putea spune. De ce? Pentru că se prezintă pe, sub forma mai mult de 100 de tipuri identificate, dintre care unele au potențial să dea cancer și altele nu, iar cele care nu dau cancer dau ce se cheamă liziuni... Uh, la vedere, adică leziuni de tip papiloma, da? care se văd cu ochiul liber și cine se uită la cocoșel din când în când, vede că îi mai cresc niște excrescențe, da? să duc ce de repede la dermatolog, pentru că la dermatolog se duce și îi le părlește cu azot. Da? Sau mai nou cu laser. Partea proastă este că aceste leziuni sunt recidivante relația dintre infecția cu HPV și cancer este una care a fost cât se poate de bine demonstrată. Mai mult decât atât, acest HPV nu dă numai cancer de coloterin. Dacă vă uitați pe acest slide, o să vedeți că dă cancer orofaringian, ăsta în mofta, da? dă cancer a cavității bucale, dă cancer a penisului, penisul fiind obiectul muncii, dă cancer vulvar și vaginal, dă cancer anal la la care folosesc viceversa în anumite condiții și, evident, majoritatea cazurilor sunt incluse în cancerul de coluterin. Cert este că HPV-16, adică sub tipul 16, să face răspunzător de 58,9% din etiologia cancerilor cu cele scoamase, în timp ce 18 de circa 15. Adunate unul peste altul, 74%. Deci dacă vaccinăm o persoană care nu s-a infectat cu 16 și 18, de la început îi scoate în discuție 74% din cauzele posibile de cancer de coluterin. Da. Ne ducem mai departe și vedem ce se întâmplă cu adenocarcinomul. La adenocarcinom s-a văzut că 16 generează 35%, iar HPV-ul 52,1%. În total, 87%. Nu fi 87, nu fi 74, dar undeva pe acolo suntem. Deci acest vaccin nu spune că exclude în totalitate posibilitatea apariției cancerului de cuterin. Spune cât se poate declar că iau, scot din discuție, 80% din aceste cauze posibile de cancer de cuterin. Mai mult decât data, intervine și sub tipul 45, față de care s-a văzut că există ceea ce se cheamă rezistență încrucișată, adică un anticor făcut pentru 16 și 18, poate să blocheze și sub tipul 45. Și mai adaugă încă un procent destul de important la această valoare și aduce valoarea totală la 93,3%. Deci dacă eu pot, printr-o vaccinare simplă, cu trei administrări, să scot din discuție 93% din cauzele potențiale de cancer de coloterin, să nu o fac, înseamnă că am o problemă mare conceptuală.